Ecranul capacitorului este 1.0. În concluzie, până nu inventăm un sistem antigravitațional, motoarele care împing aerul într-un fel sau altul vor fi principalele propulsoare de zbor ale omenirii. Deși se crede că motoarele cu reacție sunt în plină forță și au randament foarte ridicat, mereu există loc de mai bine. Ce spuneți despre un avion cu motor electric? Dacă sunteți curioși să aflați despre ce este vorba, rămâneți cu noi. Sunt Eugen Frimu și dau startul unei noi ediții a emisiunii Publica Online, care aduce cele mai proaspete știri din domeniul științelor moderne și a tehnologiilor informaționale. Astăzi, în emisiune, știrile de azi. Două echipe moldovenești au luat fiecare câte un premiu întâi la First Lego League. Tesla va prezenta oficial noul automobil electric Tesla Model 3 pe data de 31 martie. Agenția Americană pentru Cercetări Avansate în domeniul apărării lucrează la dezvoltarea primului avion electric, iar LG a prezentat un ecran super flexibil OLED de 18 inci. Rubrica Jocuri ne aduce următoarele noutăți. Pe net au apărut 15 minute de gameplay din Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan. Blizzard Entertainment a dezvăluit Whispers of the World Gods, iar Square Enix a oferit un trailer tridimensional pentru Hitman. Gadgetul zilei este o boxă wireless care afișează pe un ecran LCD versurile melodiilor. La categoria site-uri venim cu primul motor descriptiv de căutarea filmelor și cu un pian virtual la care poți cânta de pe keyboardul calculatorului. Două echipe moldovenești au luat premiile întâi la competiția internațională First Lego League, desfășurată în capitala estoniană Tallinn. Americanii de la Tesla vor prezenta oficial pe 31 martie noul electromobil Tesla Model 3, care va concura în segmentul D după clasificare europeană. Agenția americană DARPA lucrează la dezvoltarea primului avion electric dotat cu 24 de elice, care asigură avionului o viteză de 740 de km pe oră. LG a prezentat un ecran super flexibil OLED de 18 inci, care poate fi rulat ca o foaie de hârtie și este rezistent la lovituri, apă și praf. În perioada 12-13 martie, în orașul Tallinn, capitala Estoniei, a avut loc competiția internațională First Lego League, cea mai importantă competiție în domeniul tehnologiei și roboticii pentru elevi, desfășurată în 80 de țări cu participarea anuală a peste 230.000 de elevi. Scopul acestei competiții este sporirea interesului tinerilor pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică, dar și motivarea lor să urmeze o carieră în aceste domenii. La evenimentul din Tallinn au participat 42 de echipe din Estonia, Letonia, Suedia, Ucraina și Moldova. Reprezentanții țării noastre au demonstrat performanțe excelente care au fost înalt apreciate de juriul concursului. Echipa Robot Junior de la Liceul Teoretic Ion Creangă din Chișinău, a cărei antrenori sunt Viorica Juc și Lilia Mihălache, campioana First Lego League Moldova, au obținut premiul întâi pentru lucrul în echipă. RoboRangers, echipa Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico, antrenată de Florin Cazac și clasată pe locul întâi la proba tehnică de la First Lego League Moldova, au obținut în Estonia premiul întâi pentru designul robotului, la categoria strategie și inovație. Competiția este un eveniment anual organizat în cadrul programului de studiere a roboticii în instituțiile educaționale din Moldova, RoboClub, lansat în martie 2014. Americanii de la Tesla vor prezenta oficial noul automobil electric Tesla Model 3 pe data de 31 martie, în cadrul unui eveniment desfășurat la Tesla Design Studio din Hawthorne, California. Tesla Model 3 anunță o adevărată revoluție în industria auto, fiind prima mașină electrică cu o autonomie optimă și un preț relativ decent. Electromobilul va fi prezentat de CEO-ul Tesla, Elon Musk, în cadrul lansării ce va putea fi urmărită pe site-ul oficial începând cu ora 19, ora locală. Experții spun că mașina electrică va concura cu BMW seria 3, Audi A4 și Mercedes C-Class. Automobilul va fi cu 20% mai mic decât Model S, având dimensiuni tipice segmentului D. Potrivit surselor din piața auto, Model 3 va avea portiere convenționale, o putere între 50 și 70 de kW și o autonomie de 380 de km.
Electromobilul va include cel mai probabil și un hardware pentru pilot automat. Elon Musk declara de altfel că autopilotul este cea mai importantă prioritate pentru compania sa. Tesla Model 3 va costa 31.000 de euro, acesta fiind un preț comparabil cu suma cerută pentru hibridul Toyota Prius cu dotări de vârf, iar precomenzile vor fi acceptate începând cu 31 martie. Agenția americană pentru cercetare avansată în domeniul apărării, DARPA, lucrează la dezvoltarea primului avion electric din lume, care ar putea să devină realitate în următorii 5-10 ani. Proiectul cu numele de cod VTOL X-Plane a intrat în faza a doua de dezvoltare și este destinat transportării trupelor, armelor și altor echipamente militare, de la tancuri la transportoare blindate. X-Plane are un aspect puțin ciudat, însă, din punct de vedere tehnic, este mult superior față de orice alt mijloc de transport oferit în momentul de față de industria aeronautică. Aparatul decolează și aterizează vertical prin modificarea înclinației aripilor. Întocmai ca un elicopter, X-Plane va putea rămâne în aer într-un punct fix și va putea să zboare cu spatele. Mișcarea avionului electric este asigurată de 24 de elice care îl propulsează pe orizontală cu o viteză maximă de 740 de km pe oră. Ca să poată îndeplini astfel de sarcini, noul avion a primit un motor Rolls-Royce de 3 MW, echivalentul a circa 4.000 de cai putere, folosit pe convertoplanul V-22 Osprey. În 10-15 ani de acum încolo, laptopurile, telefoanele și televizoarele din prezent vor intra în istorie. Locul acestora va fi luat de o gamă incredibilă de produse demne de filmele science fiction, de pregătim de revoluția OLED. Ecranele cu această tehnologie vor ajunge treptat să echipeze aproape toate lucrurile pe care le folosim zilnic. Telefoanele vor fi extrem de subțiri, flexibile și indestructibile. Vom avea televizoare de orice dimensiune ne vom dori, care vor fi tăiate în magazin și pe care le vom pune pe perete ca pe tapet. Vom avea până și sticle și borcane cu ecrane OLED pe care vom vedea clipuri video cu detalii despre conținutul acestora, rețete sau sfaturi de sănătate. Primul apărut este ecranul LG super flexibil OLED de 18 inci, care poate fi rulat ca un ziar și este rezistent la lovituri, apă și praf. Noul ecran, protejat cu o folie de poliamidă, are o grosime de numai 3 mm și o rezoluție de 1200x810 pixeli. Ecranele OLED ar urma să intre în producție anul viitor, atunci când vom vedea și primele televizoare cu astfel de display. Game Informer a capturat peste 15 minute din sesiunile de joc operativ incluse în Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan. Blizzard Entertainment a dezvăluit Whispers of the Old Gods, al treilea expansion pack pentru Hearthstone Heroes of Warcraft. Square Enix și IO Interactive au oferit un nou trailer tridimensional pentru Hitman, în care mediul de joc poate fi privit în toate direcțiile. Six Corp pregătește lansarea unei boxe wireless care afișează pe un ecran LCD versurile melodiilor preluate automat dintr-o bază de date online. Colegii de la Game Informer au capturat peste 15 minute de gameplay din Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants in Manhattan, demonstrându-ne astfel cum se vor desfășura sesiunile de joc operativ. De asemenea, în galerie puteți admira imagini noi din titlul celor de la Platinum Games. Acțiunea va avea loc într-un New York invadat de extraterestri mutanți și, bineînțeles, de nelipsitul Foot Clan, povestea jocului fiind realizată cu ajutorul lui Tom Waltz, autorul benzelor desenate Teenage Mutant Ninja Turtles. Jucătorii vor avea ocazia să intre în carapacea celor patru țestoase ninja, Leonardo, Michelangelo, Rafael și Donatello, care folosesc cu iscusință propriile procedee și tehnici de ninjutsu, care vor putea fi upgradate în timp. Aspectul grafic va fi realizat în stilul Shaded, caracteristic celor de la Platinum Games, nivelurile urmând să fie întinse și pline de secrete. Nu vor lipsi inamicii clasici precum Bebop, Rocksteady, General Krang sau Shredder, dar și amenințările complet noi. Mutants in Manhattan va fi lansat pe 24 mai 2016 în versiuni digitale și retail pentru consolele PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One și Xbox 360. Versiunea pentru PC va fi și ea disponibilă via Steam.
Blizzard Entertainment a dezvăluit Whispers of the Old Gods, al treilea expansion pack pentru Hearthstone, Heroes of Warcraft. Acest nou pachet de conținut suplimentar va aduce 134 de cărți noi, împreună cu puterile legendare a lui Situn, Enzoth, Yogg-Saron și Aes-Sry. Whispers of the Old Gods va lua ceea ce este acum familiar legat de Hearthstone și va introduce totul pe dos. Sub influența celor de la zei vechi ai Zetorului, prietenii vor fi corupți, monstruozitățile noi își vor face apariția, iar în taverna de la Hearthstone va domina un sentiment de neliniște. Whispers of the Old Gods va fi disponibil pentru PC, tablete Windows, iOS și Android, precum și pentru telefoane mobile. Pachetele de cărți aferente vor putea fi câștigate în modul Arena, dar vor putea fi și cumpărate fie cu gold în joc, fie pe bani reali, la prețuri identice cu cele pentru alte pachete Hearthstone. Noul expansion este așteptat la finele lunii aprilie, începutul lunii mai. Începând cu 15 martie și până la lansare, veți putea comanda un bundle special format din 50 de pachete de cărți la prețul de 50 de euro. Square Enix și IO Interactive au oferit un nou trailer înainte de lansarea primii părți a noului joc Hitman. De această dată avem parte de un clip video tridimensional în care spectatorul poate privi în toate direcțiile pentru a admira mediul de joc detaliat. Trailerul este realizat cu ajutorul secvențelor din primul capitol, a cărui acțiune se va desfășura în Paris. Hitman Intro Pack a fost lansat pe 11 martie 2016 în versiuni pentru PlayStation 4, Xbox One și PC. Pe lângă prolog, Hitman Intro Pack va include și prima locație, Paris, la un preț echivalent cu 13 euro. Ulterior, o dată pe lună vor apărea episoade noi, în aprilie Italia, în mai Maroc, vor urma Thailanda, Statele Unite și Japonia, dar și update-uri de conținut și eventuri săptămânale. Fiecare dintre aceste episoade noi va avea un preț sub 10 euro. Alternativ, jucătorii vor putea opta pentru experiența completă Hitman, în schimbul la 50 de euro, aceasta garantând accesul la tot conținutul ce va fi lansat pe parcursul anului. Odată cu finalizarea sezonului, Hitman va fi disponibil și în versiunea retail pe disc. Six Corporation pregătește lansarea unuia dintre cele mai spectaculoase produse audio din ultimii ani. Lyric Speaker este o boxă wireless care dispune de o capacitate unică. Afișează pe un ecran LCD versurile melodiilor. Se conectează la orice iPhone, iPad sau gadget cu Android și preia de pe internet piesele audio căutate de utilizator împreună cu versurile acestora. Sunetul de înaltă definiție este completat de versurile pieselor afișate într-un format animat, diferit în funcție de genul piesei. Boxa se va conecta automat la o bază de date din internet și va căuta singură piesele redate pentru a afișa versurile acestora. La sigur, Lyric Speaker va fi o alegere perfectă pentru leneșii amatori de karaoke, care ar vrea să cunoască cât mai multe cântece, dar le este lene să caute versurile și să le învețe. Boxa celor de la Six Corporation va ajunge pe piață în luna iunie la un preț neanunțat. Produsul poate fi rezervat pe site-ul oficial. O echipă de dezvoltatori web din Finlanda a lansat primul motor descriptiv de căutare a filmelor care îți aduce aminte numele filmului pe care l-ai uitat. Virtualpiano.net este adresa unui pian virtual a cărui clape sunt tastele cu cifre și cele cu litere de pe keyboardul calculatorului. O echipă de dezvoltatori web din Finlanda a lansat un site de internet despre care afirmă că este primul motor descriptiv de căutare a filmelor. Pe baza textului introdus de utilizator și al unui algoritm de căutare pe cuvinte cheie, site-ul promite să găsească denumirea filmului căutat. Shazam-ul pentru filme a fost dezvoltat de compania Valosa cu ajutorul experților de la Universitatea Oulu din Finlanda pe baza unei finanțări de 650.000 de dolari primiți de la un grup de investitori. Căutarea este doar în limba engleză. În același timp, site-ul vă poate ajuta la găsirea filmelor pe o anumită temă. Spre exemplu, vreți să vedeți un film despre lupte aeriene. Tastăm încă sursa de căutare cuvintele descriptive, Plane Fight și Them Search. Drept rezultat, primim circa 30 de sugestii, printre care găsim atât titluri celebre, gen Top Gun sau Pearl Harbor, cât și filme mai vechi, puțin cunoscute, dar care totuși merită privite. Știi
gratis ce reprezintă fi G, Fi, G, Fi, A, D, S, P, T, U, P, A, U, Fi, A, S? Nu, nu este un cod secret pe care trebuie să-l spargeți. Dacă mergeți la adresa virtualpiano.net și tastați aceste litere după ce vi se încarcă pianul virtual, veți recunoaște primele acorduri din Pentru Elise, o bagatelă pentru pian în la minor compus de Ludwig van Beethoven în jurul anului 1810. O secvență mai amplă din această frumoasă melodie se afișează în partea de sus a pianului, iar dacă sunteți rapizi la tastare sau poate chiar învățați pe de rost notele, puteți impresiona auditoriul. Din păcate, nu-l putem face să afișeze alte melodii în locul acestia, dar pe grupul de Facebook al pianului virtual, ca de altfel și pe topicul Let's Play Some Virtual Piano, de pe forumul site-ului cracked.com, puteți găsi multe alte transcrieri cu litere și cifre ale unor piese muzicale mai mult sau mai puțin cunoscute. Clapele pianului virtual, care are 5 octave, sunt tastele cu cifre și cele cu litere, apăsând cifrele de la 1 la 9 și apoi 0, iar în continuare literele mici, așa cum sunt așezate pe tastatură, nu în ordine alfabetică, mergem cu notele în crescendo. Pentru a apăsa clapele negre ale pianului, trebuie să tastăm literele mari, fie cu Shift, fie cu Caps Lock. Putem de asemenea să înregistrăm o secvență și pianul o va reda singur. Cam atât pentru ediția de astăzi, vă mulțumesc că ne priviți și vă invit să ne urmăriți din nou sâmbăta viitoare la aceeași oră, 10:35. Sunt Eugen Frimu și aștept sugestiile și propunerile voastre la adresa de e-mail onlinearondpublica.md. Mai dați câte un like și pe pagina noastră de Facebook, Publica Online, dacă nu ați făcut-o până acum, desigur. Pe curând și rămâneți online!